Vladimir Putin, vizită importantă în Iran. Liderul de la Kremlin caută sprijin în războiul cu Ucraina. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este pregătit să și întărească relațiile cu Orientul, în contextul în care Occidentul a rupt orice legătură cu Moscova. Este a doua ieșire a liderului de la Kremlin din Rusia de la începerea invaziei în Ucraina. Vladimir Putin va discuta cu omologul său iranian și turc Ibrahim Raisi și Recep Tayyip Erdogan, despre criza cerealelor din Ucraina, președintele rus fiind într-o vizită oficială în Iran. Jamona Karadzeh, corespondent CNN Internațional, a declarat pentru Antena 3 că discuțiile dintre cei trei lideri s-au desfășurat cu regularitate și înainte de pandemia de COVID-19, tema fiind războiul din Siria. De asemenea, Vladimir Putin vrea să transmită un mesaj clar Uniunii Europene și Statelor Unite că sancțiunile impuse de la începutul conflictului dintre Rusia și Ucraina nu vor putea izola țara. Rusia rămâne un jucător puternic în Orient. Vladimir Putin și noua ordine mondială. Liderul de la Kremlin este hotărât să-și facă propriile alianțe și să-și dezvolte noi legături comerciale, chiar dacă drumul spre vest a fost blocat. E un moment plin de semnificație pentru președintele rus. Putin va avea o discuție și cu președintele Erdogan, a declarat Jamuna Karadzeh. Totodată, la întâlnirea ce va avea loc în Iran, se va discuta și despre exportul de cereale, președintele Turciei fiind pentru crearea unui coridor verde prin care exportul grânelor să fie reluat. Discuțiile anterioare de la Istanbul între UNEU, Rusia, Ucraina și Turcia au dus la un prim acord de principiu și urmează să se reia discuțiile, săptămâna aceasta, și cel mai probabil, să se semneze un document, a mai spus corespondentul CNN internațional. Relațiile dintre Rusia și Iran au devenit mai puternice, în special după ce ambele state au semnat un acord strategic de cooperare privind industria petrolului și gazelor.